Sure. Here's an intro for the new episode of the Autocritica Podcast. Welcome to the latest episode of the Autocritica Podcast, your bi-weekly dive into the fast-paced world of automotive news and trends. I'm your host, Cornel Socorricci, and over the next half hour, we'll explore the most significant developments from the last two weeks. From groundbreaking innovations to industry shakeups, we've got it all covered. This episode is powered by server.config.ro. trusted partner in digital solutions. Buckle up and let's hit the road. Buckle. I hope you find this intro fitting for your podcast. Ai mersi, Barosane. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, bine ați venit la ce a spus băiatul ăsta, adică noul episod al Autocritica Podcast, uh, dar nu este server.config.ro, că n-are cum, este server aici a greșit-o, chat, GPT, doamnelor și domnilor, iată că ne putem utiliza, practic, tehnologia pentru a ne ușura viața. Rusii, ești cu noi? Da. Ce dracu' facem? Abonament la chat. Folosesc tehnologia. Chat GPT? Da. Frumos, elegant. Acestea fiind spuse, bine ați venit la un nou episod în care vom vorbi nu despre mașinile care s-au lansat în ultimele două săptămâni, deși de ce nu putem să facem chiar și asta. Nu putem, nu că nu le-a research nimeni. Dar vom vorbi despre ce-am făcut no, noi în lini. ultimele două săptămâni. Eu am condus. Ai condus coloana. Infinit. lombară. <laughs> uh, acești trei băieți superbi din fața dumneavoastră, mai ales ăștia doi. Și cel din spate. Și cel din spatele ecranelor. Vină cu aceste vadă lume. lume da. da. E ok. Ai Unde ai ah. și Dobrescu ah. au fost plecați <laughs> în Grecia, pentru că ce să și faci la începutul lunii mai, când lumea se duce la Costinești, noi am urcat în niște mașini hibride și am plecat Vizel. până în Grecia și înapoi ca să descoperim cum arată Grecia la începutul sezonului? Tu ai fost în diesel. Păi da. Păi da. Dar de ce e rușine asta? Păi nu e nicio rușine, că tu ai, fost, fost cu, cu ai fost cu mașina fotovideo, n-ai păi avut aia treabă. Mașina noi, mecea aia. noi ăștia care trebuie să scrie despre mașina. am fost cu hibrizi. Bun. <coughs> uh, plus o electrică, by the way. Da, nu știu. Electrică da. plus diesel, egal două hibrizi. Da, trebuie extender. Așa? Uh, o să zic că numai că din diesel, diesel a fost... Păi, extender pentru electrică. Am, fost... <laughs> păi nu ce faci a... și ce faceți când se termină? Dar n-a nevoie, bă. Păi n nevoie, da, na. Dar nu de era stangaian clasa mea? Și ce o să faceți când se termină bateria electrică? Cancel, să mor cu ăștia. Nu, nu, nu mai poți face emisiune cu ăștia, bă. Hey, deci s-au dus în Grecia, au mâncat calamar și caracate și s-au transformat în hater. Păi că am fost la mare, e calamar. Ăsta e de chat GPT, deși îl face chat GPT la glezne acum, a fi atent. Ăsta cărie că a fost cu... Băi, dar eu mă bucur că a fost cu... Am fost cu șase hibrizi, o electrică safety car și un diesel cru car, adică mașina fotovideo în Grecia, în Cars and Roads by Michelin, timp de 9 zile și am descoperit drumuri frumoase din Grecia pe care am făcut foarte frumoase poze și pe care Dobrescu a filmat foarte frumoase clipuri. Am descoperit hoteluri foarte frumoase în care am dormit foarte frumos și am făcut plajă la fel de frumos. Unii chiar au făcut și baie la fel de frumos. Și duș. Și duș am făcut și duș. Da. Iar în ultimele restaurante n-am făcut duș, dar nici mult nu mai rămânea. Am Până făcut acolo, impresii. Am făcut Da, adevărul că a fost frumos. Așa, punând, adunând toate, toate lucrurile unul una peste altul și ajungând la final, a fost frumos. Au fost nouă zile drăguțe în care am văzut o felul de lucruri despre care vă vom povesti imediat. Așadar, au fost, am fost o trupă de vreo 18 oameni care s-a plimbat în Grecia până în Atena și înapoi, iar vârful absolut al acestui tur a fost o cină la un restaurant din Grecia, lângă Atena, ce zice. Se numește Patio, peșio, nu știu cum dracu se numește exact, că n-am întrebat, Patio. Și are o stea Michelin. Bravo! Adică Michelin a fost partenerul acestui tur. Ce a avut? Am pus roți frumoase pe mașini, am pus niște pilot așa și niște Primacy și așa. Pilot sport pilot ca asta pui vara, chiar. Pilot sport, ca asta, pe vara avem. Primacy pentru că asta pui dacă vrei E-Primacy pentru că asta pui dacă vrei Eco sau pilot sport EV dacă ești cu electrice și așa. Dar pe lângă toate astea, Mijlen are acel ghid roșu care ne-a foarte mult să găsim acest restaurant foarte drăguț din care avem chiar și imagini. Că a mâncat frumos timp de câte ori a ținut mă cina aia? Șase ori. V-a plăcut? Da. întreabă pe Marius, că el a avut o idee pe care a și implementat-o. <coughs> n-am aflat, exact, n-am aflat. Am, am zis, zis dar am știut să timp documentul ăla. Aici trebuie să, la, masa noastră ar trebui să întrebăm pe Daniel. S-au acordat niște note, deci noi niște veniți de din, la din, da. din berceni, astea din așa. Din tavernele cu ghiros și Tiki și ce am mai mâncat, dovlecei pane. Am avut pretenții. Am mers acolo și am avut niște acolo. pretenții. <gântuia> că da, până normal, nu? Da, s-au, dat note de 5 <gîntuia> și de 6. Nota mea nu e relevantă. Tot. La mie nu s-a pus că n-am băut vin. Deci, A, păi și pe și mine și c trebuia să mă excludăm. Păi, na, cinată cu peing de vin, în cazul meu de apă plată, că am fost shuttle. Băi, eu am, am luat totuși o chestie cu măr verde, fără alcool, un cocktail fără bine, alcool. Bine, bine de alcool copia la început ăla era de la mine, cu mango și fructul pasiunii, nu? nu? după, la masă. După? Da, da, da. Nu, eu am stat pe în cu apă. A fost foarte bun. Dacă uh... știa cerea mea o cola. Da, da. Dar, hai, nu, facem altfel. Ce v-a plăcut cel mai mult din ce ați mâncat acolo? Care e preparatul care v-a plăcut? Ia. La Cina Michelin? Da. Uh... Nu o să zic pâinea aia, că totul meu o să zic pâinea, Da, pâinea aia. aia. Da, pâine. Hai, Hai, pâinea. pâinea aia. Pâinea pâine aia, e pâine. Pâine aia. Pâine aia cu Cum o n zis nimeni pâinea aia? Eu, făcut ai făcut niște interviuri. Așa, și ai întrebat ce a fost bun la cină? Pe mine nu m-a întrebat, deci nu i-a răspuns. Nu ți-a răspuns, m-a întrebat ce mai... Nu, da. da. Melu, ce lumea că mielu, nu? Nu, cu vinete? Nu. Ăla. Eu, acele taliatele. Din, crab sau din ce Și nu mai știu din, ce. Din pește? Da. au fost pentru mine. Da. A fost și primul 10 pe păi care l-am și mi-a plăcut de ăla cu gust de gumă nemestecat. Cu ursulețul? Ăla. Tare bun. Mie mi-a plăcut, uh, mi plăcut foarte mult codul ăla într-un sos. Da, mi s-a părut că este... Hai mă, că nu are nimic. Mi s-a părut, că este, grescu, mi -a părut da. că este fix ce ar găti bunicile grecilor, așa, când se duc se la, poate, da. la Crăciun, la ce se duc ei... Da, viermi din aia i-ați găsit, i-ați mâncat? I-am și mâncat. Viermi din ciocolată? I-am și mâncat. Da, în desert? aia pământie așa. Da, da trebuie ce bun. să și faci? Nu prea avea gust, aia. dar i-am mâncat, că n-am mai mâncat niciodată. <laughs> Bear Grylls. Ce știe că nu mai apuc? Bear Grylls după două săptămâni în Grecia. <laughs> da. <laughs> da, a fost vârful practic al unei experiențe turistice și gastronomice, care s-a numit, iată, Carzen Rose by Michelin, și Gris care Michelin. 18 oameni <coughs> din care 12 au testat mașinile doar, că asta e restul, a fost producție și așa mai departe, organizare, dar 18, 18 oameni au plecat din București până la Atena cu, pentru a testa șase SUV-uri hibride. Și acum ne-am ne -am bucurat să-l avem alături de noi în premieră absolută pe domnul Dacia Duster, da. în versiune hibridă pentru că a fost primului proiect internațional. S-a uitat lumea ca după urs după el, pe stradă, că nu au văzut nici grecii. n au uși ca acolo, eu Exact. Plus că era și gri deschis, așa. Gri era, nu? Parcă. Sens, așa. O mașină care pentru mine, pentru mine e o surpriză plăcută. Cumva ne așteptam, că acum s-a vorbit atât de mult despre ea și am văzut atât de des și așa mai departe, încât te așteptai cumva să fie ceva foarte interesant. Bă, dar e o mașină în absolut toate mințile. E o mașină dezirabilă în momentul ăsta care, pe care chiar ți-ai dorit să o cumperi. Mie mi-a plăcut că arată așa ca un tânculeț și te simți ca într-un tânculeț. Dar arată, arăta foarte bine. Cred că și... arată cel mai bine în tot turul ăla. Mă rog, cumva. Nu știu, mi s-a părut că s-a maturizat și a devenit cumva... e o mașină pentru toți acum. Înainte era cumva... De ce te uiți așa urât? Când te miști, uite așa faci. A. Și ce mai... Tremur sau nu? Vreau să știu dacă tremur sau dai de-n picior. Nu, dar dacă tu tremuri avem o problemă. Dacă nu, -am nu, am, am băut un Red Bull înainte. O fi de la Serios? La... Da. <coughs> Aia ai. În fine, zi, duci tu de asta acolo. Păi asta ziceam. Că mi se pare acum că e o mașină pe care o pot alege și mai mult. <coughs> nu mai e nimic. Ce am mai făcut, mă? Nu da, Mă, a dat anxietate ceva, dar nu știu ce. Ești incredibil, așa, te rog. Gata. Gata? M-am calmat? Da. <laughs> Zic cu tata aici. <coughs> da, mă, mi-a Nu mașina. Poate să pună la imagini cu mașina, că trebuie să vedem pe tine cu tremuri acum. Păi de ce să vedem? Păi exact. Cum vedeți pe mine cu tremuri. Exact. Nu tremur, domnule. <laughs> <laughs> Așa. Da, mă, zis. Mi -a, mie mi-a plăcut foarte mult mașina. Nu știu dacă mi-aș cumpăra o. Asta e adevărul. Nu știu dacă mi-aș cumpăra o. Da, mă, da, ce... <laughs> uh, am apreciat foarte mult tapiseria. Asta pentru că cineva a murdărit cu un rucsac bancheta din spate și când am ajuns acasă, efectiv am avut o cârpă umedă de două ori așa și s-a curățat. Stai, pauză puțin. De Cum ce? poți să murdărești ceva cu un rucsac? Cu roțile de la rucsac. A, de la era un rucsac adică, Nu, mm. era, un, era fix rucsac, dar ah, cu okay. roți. Da, da. Nu că nu-mi dădea. Da, mă, mă rucsac cu rucsacul, știi? We, da, we da okay. are not here to ask questions. Okay. Da. <laughs> deci, uh, it's complicated. Uh, Așa, nu știu ce, ce, ce să-ți mai zic. Mi-a plăcut că e eficientă, dar știam sistemul ăsta hibrid de la Renault-Mitsubishi și, ok, în continuare și-a păstrat calitățile astea. Nici nu mai știu cred că a avut consum pe uh, toată ruta asta, 5, ceva. 5 și un pic. Ceea ce mi se pare. Pe autostradă, pe are jumătate autostrez. a fost autostradă, da? Da. Părus, tu. Păi, vorbim, ajungem un... imediat și la tine. Da, că da, tu da, ai condus da. o singură mașină, cru, care o merțe acel diesel despre care vorbeam. Da. Dar las că vine rândul la toamnă. Abia aștept. Ha! Deci Bun. Un... E. A. a, gata, ok. Da, M-am prins. Mă scuzați. Așa. Bă, mie mi s-a părut mișto duster pe suspensii, mai ales. Adică mi se pare că e cea mai echilibrată mașină pe care v-o daci până în momentul ăsta. Uite asta zic, acum e pentru mai mulți. Exact, da, Din punctul da. său vedere. Ceea ce e bine, o să vândă în dragi, asta clar. e bine să fie pentru mai mulți și nu pentru mai mulți. Da, ziceai, auzi, nu știu ce <laughs> să spun, asta rămâne de discutat și de analizat. Ziceai că nu ți-ai cumpărat Astur, dar ce ți-ai cumpărat din tur? Din care, tur? Care e mașina pe care ți-ai cumpărat? Clasa V. Nu, nu, nu. Nu? Nu. Uh, știi ce mi-aș cumpăra? Mi-aș cumpăra Cona. Mi s-a părut foarte, foarte mișto Mi-aș cumpăra Cona. Da. da. Da, foarte mișto Cona. Nu, pe cuvânt. <laughs> De ce? De ce? Pentru că îmi place cum arată, punct. Nu contează din, Nu mai din, nu interesat Bă, restul. să mi s părut că mi... e mișto și pe autostradă și pe asta nu suna, nu crea, nu s Da, nu suna, foarte... nu crea, dinamii mi s a părut foarte... Cred că a fost cea mai echilibrată din punct de vedere dinamic. Adică mi-ar fi plăcut să o am pe insulă, pe Evia, acolo, pe Transfăgărășanul la grecesc. Acolo chiar mi-ar fi plăcut să merg cu mașina asta, dar asta e, n-am nimerit, Bule, am avut altceva. Pe toate în viața asta. Uh, și acum nu știu dacă o fi ceva din urmă cu Ionic 5 și am bordul ăla în cap, dar na, mașina cumva preia... E familiar, păi da. mi-e foarte cunoscut și m-am urcat, am apăsat butonul de start. Numai că pe volan sunt invers. Fost. Au schimbat cumva forța some reason, ăștia de la Hyundai, au pus butoanele de volum și de media și butoanele de cross control, le-au schimbat. Adică media acum... dreapta, nu, Media acum sunt interior, nu? Nu, era Spre pe aia, dreapta. Aia, păi, păi da, pe, pe exterior. exterior. adică da. cum a... da. Au, efectiv, butoanele din dreapta vor le-au pus în stânga și pare în stânga din în dreapta. Da. S-au plictisat probabil unii pe acolo și au zis, bă, fie ce idee am. <laughs> Mamă, rup pe asta, <laughs> bă, grum, mă Bă, grumă, în grob. În <laughs> Bun. și mi s-a părut foarte solidă Cona. Da. Uh, mai ales că arată bine. Bine, o strică cumva partea aia laterală, stânga, dreapta, dacă te uiți din spate la ea, are acele stopuri. nu? El are stop, are linia aia, da. orizontală, la stop. Cata dioptere, la ce te gândești? Nu știu, mai are niște elemente optice. În stânga și în dreapta, de Ieșite, da, ceva de genul ăsta, e ieșite dubios în stânga și dreapta, dar în fine, dacă treci peste asta, mașina arată, zici că e casca lui ăla, mă, din start. Da, mă, din... Nu. Da, data. Start. Ah, ok. Data, fix așa are... Dar data, nu. încoși personajele, dai ok. Nu știu, eu nu mă uit. M-am. Data, mă. Nu. Băi, termină, mă. Data era Android-ul. Am înțeles. n cască. Stai C că vedem. Și iOS? Și iOS cine era? Era inginerul. Da, mă, Data era Android-ul, da. Era la. Păi și care avea, mă, ălea, ochelarii aia? Uh, nu, Wesley Crusher. <laughs> eu pot să yes? Stai, mă, stai. <laughs> A, ce laps am. Îmi scris pe WhatsApp când ajunge la nu, V. Stai, stai. Am că ține, ține, ține imediat. Da, facem geek battle aici. imediat faci? acum, apă, și stai. Așa. Tu vorbești acolo cât. Ți... Da, da, da. da. da Rus, că veni vorba. Zi de V-class. Cum, cum te... Tu ai avut V-class special, pentru că a fost o mașină dedicată echipei foto-video. Da. A trebuit să, să stea oamenii aia cu tot echipamentul în el. A trebuit să se simtă cât mai confortabil, pentru că fără ce... Jordi producă. la forge. Fără ce produc ăștia nu există. Bursone, există și ne trei imagini și foto. Imagini video, imagini foto. Zic cum a fost ca să l-a mers. Blană. Dictorul la mai bac. Dori. Mai bac. Nu, l-am alimentat de patru, dar puteam de trei doar. Adică pe una ai făcut. Păi, o fiindcă că... fii atent. A, în fine, hai să dăm mai datele tehnice repede la da. început, cu oricum le găsești unul. Dar de ce ai 2 litri diesel, 4 cilindri? Motorul ăsta poți să între versiuni de putere, ăsta era cea mai puternică, 237 de cai și 530 Nm, că avea 4x4. au cărit toți că e că motorul mic. Da mă, bine, las. Ok. Uh... <laughs> nu, se poate cu V8. La... nu se poate cu V8, a... nu se mai poate cu V8 pe din da, astea, da. cu V6 nici atât, nu ai nevoie. Efectiv, uite, mașina a fost încărcată tot timpul, ochi, bagaj da, nu mai da, da. exista și aproape nu mai exista nici altă rând de scaune, de diverse chestii. Uh, unele materiale erau grele, echipamente de ale băieților, Plus că am fost tot timpul trei minimi în mașină și uneori patru, chiar. Da. Sau mai mulți când am făcut șatăl între hotel și restaurant, când am mm -hmm. băut apă plată. La cine am Asta la ai... Da. De -a -a șocat. Consum pe toată asta. Deci eu am resetat consumul când am la mașina. Când am plecat mașina de la Mercedes, de pe centură, chitila de acolo. Punk. Am dat reset. Când am ajuns acasă și am parcat în ultima zi de tur, după ce am lăsat pe băieți și toate alea, aveam 3.000 și un pic de kilometri. În în bord, viteză medie 60 la oră pe toată asta și consum 1,5 litri la 100 de km. Asta înseamnă autonomie orice faci, cu autostradă, cu DN, cu ce acolo. Care au un rezervor de cât? Păi de, de 70 și ceva de litri, cam așa. Și orice îi ai autonomie 800 de, de km, cu ea, minim. Adică, okay. dacă nu mergi pe autostradă, poți să scoți și un 900, 900 și ceva. Iar în rest e mega confortabil, adică înăuntru nu te gândi că n-ai rost să numești vehicul comercial sau nici măcar trivialul după, E cum... șată ăsta e, e șată Nu, e cum a zis, zis Dieter 10 când s-a lansat prima generație v class în 2014, e un nou model Mercedes, un nou sedan Mercedes, dar cu o blocuri. Mm -hmm. Fiindcă este exact înăuntru e clas, scaune super confortabile, nu auzi motor, nu auzi gomot, sistemul audio e Burmester blană, deci ce ca în orice e class sedan pe care le știm, stai sus, să zicem că stai ca într-un GLE și cam, cam, atât. Bagi o grămadă de chestii ea. Mie mi se pare că nu consumă mult, că și asta e o boală noastră, sunt în de consum. Dar, într-adevăr, ăsta așa a configurat, că am avut în tur, să fie imagini, probabil, era cu un apartament lung, cu 4x4, motorul cel mai puternic, n-ai de ales între transmisia, ai nouă jetronic, aia cu nouă trepte, salut oamenii de la Sebeș, și echipare exclusiv, dacă nu mă înșel, care e de top, și okay. pe lângă asta am mai avut și niște opționale fancy puse pe ea, așa că la prețul final ajungea undeva la 103.000 de euro. Dar o poți configura și mai, uh, nu știu, domol. Dar să ție nu... mașină. Dar Domnul poți Dobrescu, că cum, cum v-ați simțit ea. în mașina asta? Nu vede lumea Reproduc. Așa a zis. Mai luăm? Mai facem? Nu. Pentru <laughs> fotovideo? Bravo. Da, da, Știi? Ce? <laughs> ce vrea? Ce vrea electrică? Vrei electrică la toamnă? Luăm pe clasa V electrică. Nu, nu. Ce vrea Tudor? Ce vrea, ce vrea Tudor? Tudor? Eu aveau tot pasta. asta. <laughs> <laughs> Poate să fie cu un apartament mai mic, să nu fie motorul ăsta, dar să fie tot motorul tot ăsta. ăsta. Și ce zic? <laughs> la anul, la anul, în toamnă, în octombrie, într-un tur cu electrice din jurul dumneavoastră, o veți experimenta exact același confort, același nivel de confort, dar electric până în Lisabona same, și în same, but different. Yeah. Same, same, but different. Va fi superb. De fapt, nu va fi, va fi clasa V, nu superb. Am vorbit despre asta. HV. Așa, hai să spun eu ce mi-aș cumpăra. Domnul, ce cumpăr? Domnul Ciocariciu, că văd aici foarte, foarte interesant. Eu mi-aș lua CRV-ul, tată. Bă, CRV-ul este o mașină care nu prea ce să-i Cam asta e nivelul. Ajunge, e foarte mare, mult mai mare decât ce era până acum. Mm -hmm. Nu, tu nici de acord. Ba cu ce da, da eu. ba da, sunt. pasă mie ce crezi. Așa, e, e foarte mare, în primul rând, e mai mare decât ce știai când urci într-un CRV, știai e Ea E când stai la așa, că am și eu cu el, dar nu cu Dar da, da, da știai că e un fel de Civic SUV, un fel de Tiguan al lui, nu e peste, mai mare, lung, e în, așa. Păi nu e, că A fost cea lu mai lungă lu mașină din, 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 segment, din tur cere veu ca să mai puțin, mai puțin veu era la era la personal Tesla, da, ce nostru. Așa. Cea mai lungă și foarte, foarte confortabilă și echilibrată. Adică e o mașină de aia care îți dă impresia că poți te duci foarte, foarte mult cu ea, mulți kilometri, fără să ai probleme de niciun fel. Așa și fost Mandajos. jos ea și m și dat mult cu ea. Eu sunt de acord cu tine. M-am și dat mandat, jos și parcă nu n-am simțit nimic, ceea ce e foarte tare, iar consumul e infim. E că consumă cât un diesel de la foarte zgârcit, 5,5 ceva de genul ăsta, deși a mers pe autostrăzi. Chiar este o mașină, o variantă de mașină foarte, foarte, foarte interesantă. Din punctul meu de vedere. Nu știu cum ai văzut-o tu. Da, mă, eu am absolut nimic, doar că doar că, nu știu, n-am n-am ajuns la vârsta aia la care să-mi placă E, o să ajungi să Da, nu știu dacă mai e cu vârsta, nu mai Vine e bătrânea, dar nu, nu mai e bătrânească, sincer. Nu nu, 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 te gândi că n-am zis că e bătrânească. La care îți trebuie mașina, cam asta cred. Da, asta voiam să zic, nu te gândi că n-am zis că e bătrânească, ci pur și simplu, nu... Hmm. N-am clicuit cu ea. Da, ok, mi s-a părut foarte bine antifonată, foarte bine pe suspensii, nu mi-a plăcut în continuare sistemul ăla de infotainment, dar... Dă doamne, să-l schimbă odată. <laughs> Nu știu, poate de, la de, facelift. Ăla e, da. E da efectiv, ecranul, deci, display da, nu, nu e, e un pic depășit, dar e, astea sunt lucrurile pe care, pe care le-au de îmbunătății vorba, e mereu știi cum Mai lasă câte o chestie de îmbunătății. Ce să mai facem? Ce de, să mai de, ca ca să, face să fie face și facelift. Face exact. Da. Și nu știu, dacă ar fi să mă mai leg, Uite, mai a enervat un lucru. Spre exemplu, avea uh, era echipată cu uh, tăvița și cu separatoarele pentru din portbagaj. Da nu știu, mi s-a părut că odată ce le pui acolo, trebuie să le lași acolo. Și asta încurcă. Dacă cum eram noi, veneam cu bagaje, cu trollere, le puneai acolo, mai rău te chinuia. mi s-a părut că mai rău încurcă acel separator. Îl da. scoți. Păi asta zic, îl uh, scoți, îl pui, nu știu. E... Eu, mie mi-a mi luat timp să mă obișnuiesc cu butoane. Ai văzut că ei nu au levier, n au nimic. Au niște butoane. E descompus uh, selectorul da, e... Da, exact. Ai un buton de drive, un buton de reverse. Da, te repede parking un ceva, da, da. o chestie. toate butoane și... E un pic contraintuitiv mai... Te prinzi, da, mă rog, e o chestie de... Acel, re Acel reverse e un pic contraintuitiv. Da, că toată lumea, mă rog, și Andra, care s-a urcat în mașină, în primul lucru pe care l-a făcut, a vrut să pună mașina în drive și a tra apăsat pe butonul, a tras de el și zic, nu, că ăla e reverse. Da, e invers. Da, e, e bine, dar invers. Da, zic, e cumva contraintuitiv, dar după ce conduci două ore sau, mă rog, ai făcut lucrul ăsta de trei ori. Și că tot veni okay. vorba de japonezi, fii atent. Japonezi. Și de design, că tu ai că ți-a plăcut foarte mult Konami, mi-a plăcut foarte mult CHR, Sori tata. Mașina, mașina... Aia era a doua opțiune. CHR. Deci fii atent, m-am urcat în CHR ca să-i pe băieți să o mute la, la drone și la alea. Bine, eu veneam oricum din V. Hai. Așa. O frate, și așa, era? așa. Zici că ești în supra. Mă rog, așa era pentru mine. Da, mă, da, da, da. Deci stai acolo, pam, te strângi așa, ești Băi, e o mașină... dirigit, am făcut așa pe niște chestii. Că da, niște da, 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 acolo... e o mașină foarte mișto. Arată foarte bine. Deci, uh, cumva cu CHR-ul ăsta nu mai există. Nu mai ai voie ca să te duci în șorul la Toyota să zici asta e marcă de bătrâni, cum să mai zici. Da, acolo. nu, nu. Tati, nu, du-te, uite la mașina aia, numai de bătrâni. Nu este super tupeist, așa, și la nivel de design, și la nivel de ce vrei tu. Și cred că a avut cel mai mișto sistem de infotainment, de, de infotainment din, din, segmentul, din tur. Adică mie mi s-a părut foarte mișto. E o tabletă care nu pare înfipt și bătând cuie pe bord. E o wide așa și merge foarte bine. A funcționat. M o mie mi-a plăcut un scaun la sport. Iar integrarea, <gri> integrarea cu, cu, Apple CarPlay așa pe, pe lat este impecabilă. Deci, băi, au făcut băieții treabă bună la ce. tată, aici ai ce să le reproșezi. Eu i-am reproșat în schimb sunetul sunetul pe care îl scoate transmisia ECVT, e -CVT, dar ne obișnuim cu ea și oricum e diferită, că am observat că pe alte ecvt uri nu se întâmplă asta, pe mașinile de, de nivel superior de da, odată, segment mai mare. Nu știu, din punctul meu de vedere, odată ce conduci o mașină cu CVT, ECVT și îi înveți cumva... Ritmul, mersul, da. da adică, ritmul, asta e faza, nu mai... scris. Adică dacă tu urci într-o mașină de genul ăla și apeși pe pedale exact cum apeși pe o automată, cu, da, cu mă, de cuplu sau cu dublu ambreiaj, nu contează, apeși ca așa, ea începe să vii, sună tare și nu ți se pare că mașina nu se mișcă. Dar după ce înveți ritmul și știi cum să apeși pe mașina, merge impecabil. A fost și asta o mașină foarte ok, dar repet, la design, mie CHR-ul, pe mine chr m-a dat pe, spătic, pe spătiuc, cum ar veni. Pe lombai? Dar Da, mie mi-a plăcut mai mult la interior și modul în care stai în ea. Adică nu are nicio legătură, degeaba, nu știu cum o cataloguează ei, SUV, crossover, whatever, dar mie mi s-a plăcut că stai foarte jos. E ca un heci. Scaunele alea sport la fel foarte mișto și deci absolut toată poziția la volan, erai jos acolo, erai, nu știu, simțeai mai bine mașina. Um... în schimb, nu suport acel sunet de, de uși blocate. Nu știu dacă ai a, da, fost când pleci, când pleci, deci, când pleci, părul... deci fac alea... Uf, long, Nu Da, bine, știi da, ce mi s-a părut aia? nu mi nu, nu plac mânele alea care ies așa, că sunt stresante. Adică nu așa, pune bine. fate mânele că nu, oate vă... Știi cum e hârtie genică? Nu mai ce să îmbunătăși la hârtie genică. Adică ai ajuns în le punctul... Fac, le Lasă fac... Lasă mânerul, domne, mâner. că nu, nu mai... mai Dar nu când pasă nimănui, mă, nu poți să prinzi mâna cu... What e aerodinamică, okay. mă, când merge mașina în drum, așa era frumoasă. Asta în e pozi, mai bine tăi, îi pune Leon. În poze Aia. Deși aia ta din aerodinamică, dar <laughs> e, e Leon în față. Nu-i pentru ce trebuie. <laughs> nu, n-ai găsit mașina bună. Așa, și apropo de chestia asta și de CVT, ai la Suzuki, Acros. Știm, deja Suzuki Acros este un alter ego al Toyota RAV4. Exact. Exact. Asta. exact. Uh, dar pe de altă parte, mi se pare că e o adiție, o adiție foarte bună pentru gama Suzuki. Adică este o mașină super solidă, din nou, e cumva din același film cu CRV-ul, din punctul meu de vedere. O mașină de urci în ea, da, îi dai tată, mergi mi -i, mi -i. milioane de kilometri, ai coborât, nu, n-ai, n -ai simțit nimic. Și Suzuki n-avea așa ceva, acum are și... Avea o nevoie. Avea nevoie, da. Adică Suzuki are niște mașini mici, eficiente, cu un preț foarte bun. Ăsta, Suzuki Across, care este un plug-in hybrid, atenție, e un plug-in hybrid, că e foarte important, doar plug hybrid. Exact, doar plug hybrid. Este o mașină foarte solidă. Asta mi-a dat impresia, asta am și scris. Da. Atunci. Bă, e solidă, frate. Are niște implicit implicit senzația asta pe care o ai la interior cu butoanele fizice, clasice, cu lucruri de genul ăsta, îți dă impresia de o mașină, bă, e de bază stat, e de bază, ține. Trainic. Trainic, exact. Bine, și știu, să zic, ai să decai. Da, aștiu, da, aștiu, da adică are... Și consumă, a consumat întotdeauna, că vă zic că m-am ocupat, 6,6 litri la 100 km, Consum. Ai, calculat cum e deponderat, a făcut și 8,4 Și pam, nu știu dacă. Ce mai vei. S-a încărcat, unde... încărcat undeva? Bine. Bine. Am, am, Cred că am încărcat-o încărcat la Glifa. Am încărcat-o la Glifa, la Delmare, da, și practic în următoarea zi pe insulă, pe Evia, am mers cu ea. S-a mers cu ea. Cred că Tudoran a mers cu ea. Mm. Da, da, da. Tudoran a mers cu ea, îți garantez. Uh, cu ea, cu bateria plină. Oricum. Uh, mi se pare că plugin, plugin, hybrids, plugin hybrids au cam evoluat, nu mai sunt exact, nu mai sunt specia aia de la începuturile plugin hibridizării, să zic așa, în care te bazai pe o mașină, pe, o, pe o mașină care funcționa electric în oraș, dacă ne ieșai din oraș, se termina bateria repede și după aia consuma ca vaca. Pentru că trebuie așa. să, și care, trebuie să și care mașina, trebuie să și încarce bateria. E mai finuță treaba acum, adică oamenii, ăștia, producătorii auto, oamenii, au învățat cum să lucreze cu un hibrid, încă eu, de exemplu, vine vorba de nou, de MGEHS, adică celălalt plug-in hybrid pe care l-am avut. Eu cu, eu cu mașina asta am plecat cu 90% baterie din Cozien, când am plecat, că a fost prima, prima mașină care m-am dat, din Cozien, de lângă București, și am ajuns la granița dintre Grecia și, și Bulgaria, la Acolo am oprit. Da? La Zornița. Da? Am, am ajuns cu 10% baterie în baterie. Când a consumat o pe toată, cumva pe își ține, a lucrat, își ține a, exact, eu, a lucrat astfel încât mașina să 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 Damă, cadă să consumul, fie cea mai eficientă. Exact, să fie foarte eficientă. Să scadă consumul fără a a folosi toată bateria din primă. Adică, practic atunci când nu are nevoie de plus de de vârf de putere, da, de, în sarcină, folosește motorul electric pentru a pentru a scădea consumul tu ai nevoie de X cai, îți dă no. cai Y de la, din, din, partea motorului termic și pe rest tu îi suplimentează cu motorul eh, păi ceva similar face și CRV, exact. plug-in hybrid, nu n am, n am mai avut full hybrid untul, tur, uh -huh. dar plug-in hybrid de la CRV face la fel. Exact, Cresc asta spun că, că o, au, s-au maturizat și... cumva mașinile astea și au învățat să... să menegerieze mai corect resursele electrice mai ales. Adică te ține, frate, o baterie de aia. Nu se termină repede după ce ai ieșit din oraș în 20 de minute, gata că... Bine, mai obțin la poștă, dar acolo e pentru a ceva făcut. Acolo electricul să dea ca da. Să dea calul în plus, nu față de ce ai. Da, zi de MG, că veni vorba de MG, cum ți-a părut? Păi uite, spre exemplu, că ziceai de baterie, nu știu, am plecat cu 8% baterie de la Del Mare, și, nu știu, pe insula, oricum am terminat imediat și s-a mai încărcat bateria când am început să coborâm spre Atena. Mm -hmm. uh, nu știu, consumul, cred că a avut consum 7 și ceva și a mers fix, cum ziceam, pe Transfăgărășanu. Șapte-opt, uh, parcă a avut pe totul. 7, uh, nu, la... Pe totul, eu vorbesc pe totul, de... Eu de totul, el vorbesc de segmentul lui, de, da. de, Exact, pe ce am mers undeva la șapte și ceva a avut. Uh, da, am prins-o fix pe virajele alea. Ok, mașina nu e făcută pentru așa ceva, e o mașină foarte confortabilă, adică mă rog, suspensiile sunt confortabile, direcția e și ea acolo, nu prea are feedback. E o mașină să mergi la drum întins, să mergi pe drumuri și nasoale, că nu te zgâlție, nu te nimic. În schimb, dacă începi să o pui la treabă pe viraje, o să-i vezi cumva, nu știu, defectele. Dar, mă rog, nu de aia a fost făcută. Nu, nu o să-ți iei o mașină confortabilă ca să mergi cu ea sport da, și eu am vers. avut exact. E, exact ce spuneam, eu am avut noroc de a merge norocul, între ghilimele, contextul norocos. dar merge cu mașina asta pe drumul ăla de Bulgaria la Plictisitor da, între, între ruse și Sofia. Fix pentru ăla da, da, exact. exact. este e. drumul perfectat, și n-am da. simțit nimic să curiau. ăștia după aia că am ajuns la prânz ala acolo e. la Praveț. Am mâncat undeva în, într-un loc frumos. Uh, am ajuns la prânz și toți căreau, domne, că cam prost drumul ăsta că mi-a rupt ficați nicio treabă da, n a fost singura mașină în care m-am urcat, am conectat cablu, s-a conectat direct Apple CarPlay. Păi dacă nu era... Deci m-a era... întrebat pe telefon, ești de acord? Da, ok. Și aia a fost tot. La celelalte <fixi> nu a trebuit să stai să cauți în Bluetooth și tot așa, whatever. Adică, aia, aia mi s-a părut, ok, bun, bravo. <fixi> avea, da. are, are, e foarte spațioasă, îmi place, de afară arată ok ce nu mi-a plăcut e camera de marșanie, oh, camera de marșanie oh, pixelată așa, nu știu, 4 no, 6 pixel. Am, Eu am o poză de acolo făcută cu telefonul, camerei și când am ajuns pe plajă, pe plajă, mă rog, în parcarea cum s-a chemat taverna unde am mâncat pe insula Nevia. În, în fine, era o parcare cu nisip ce avea aia acolo <laughs> a crescut pe lună. Așa se vedea. Da, se dar nu știu de ce, pentru că în principiu, în ziua de astăzi orice telefon mai acătării deci are e... o cameră decentă, știi? Nu s-a ajuns încă la momentul ăla. Probabil dar... că o să pună pe următoarea 4K. Dacă tot am criticat oricum, tot, așa să. modelul ăsta e există Ci, de vreo și... 5 ani ca exact, să da. a da, venit în România, even. că a venit MG în România, am trecut, dar el e facelift. Da, da, da. Și da. o să mai stea pe anul. După păi dacă anunța ar trebui să vină deci, nouă. Dar vine pe de altă parte să dăm cezarul ceal. Cezarului vezi că e în spate ceva. Nu vezi neapărat numărul de matriculare a da, celui ceva, dar hei. Da, da. Foarte cam asta astea au fost mașinile, plus, bineînțeles, safety carul despre care vă spuneam. Berti, care este omul nostru de logistică și care se duce în fața noastră să ne rezolve problemele pe la restaurante, hoteluri, să fie sigur că oamenii ne așteaptă, că la greș nu ești niciodată sigur. Așa, asta de vorbim ce să-și facem nu ești sigur de facturi, nu ești sigur de plătim cu cardul, nu plătim cu cardul. Că na, vorba aia, o țară care a dat faliment, dar cu oameni care s-au simțit foarte bine în momentul, nu aveau nicio problemă. Doar țara a dat falimentul și oamenii. Uh, el a avut un Volvo X30. Versiunea cu, uh, un motor, cu, cu, electric cu motor, motor electric, motor electric mai. da, adică cea cu 69 kW o baterie cu range de 470 de km sau ceva de genul ăsta. Uh, nu, ascund, nu vă ascund faptul că Berti, neconducând mașini electrice până acum, a fost un pic stresat la început, pentru că avea băi, ai dat electrică, man, cum să fac eu asta, până s-a până dat, până s-a prins el de, de mișcare, că de fapt n-ai nicio problemă și merge foarte bine. Chiar și pe autostrăzi a avut, a avut autonomie decentă. O să apar un articol despre asta pe autocritică, să vedeți cum s-a ajuns cu mașina electrică în 2024, la București, la Atena și înapoi, practic. Fără să facă niciun fel de, de efort. Effort. Da, dar eu fac grecia într-o zi. Da, da, da. Ajunge. Da, sub diesel. Asta e adevărat. <laughs> <laughs> dar ar fi trebuit să mă în brațe, pă, Așa. Uh, by the way, ce șosele au greci și ce autostrăzi, bă, băiatule? Autostrăzi, autostres grecești, gre impecabile, principiu. drepte, n-ai nicio treabă. Blană, trei benzi, incredibil. Eu aș da bani și la noi să arate așa. N-aș avea o problemă să pună cu taxă nicio Absolut, tabă. Da, 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 exact. Dar nu că nu sunt mult. A, nu plătești mult autostrăzile, dar plătești des. Da, da. Deci cumva te oprești, la un moment dat am dat 30 de cenți. Da, da. Și era o secțiune pe care, une, da, une 10, secțiune pe care se lucra, și era afiș mai înainte de da, că... cabina de plată că se plătește tarif redus. Că exact, exact. Pentru disconfortul da, provocat, da. luăm mai puțin Ce bani. e frumos. Da. A, și am putut să plătim pentru 8 mașini deodată. Da, exact. ne-am așezat toți în șir la o la o barieră și doamna de acolo mi a zis ok, plătim da, apropo de plăți, ori. apropo de plăți. Am avut acum o să trecem la partea uh, cu partenerii pentru că mi-s oamenii ăștia au fost alături de noi în toată, în toată povestea asta, am putut să testăm mașinile astea lor, dar cumva n-aș vrea să pară că e o reclamă, că nu despre asta e vorba, pentru că fiecare cumva s-a integrat în context foarte interesant. De exemplu, noi am avut mașini care au consumat foarte diferit. Dar au, mm -hmm. nu, nu avea rost și logică să le alimentăm pe toate în aceleași locuri, să ne strângem în, la aceeași benzinărie. Și atunci am găsit o soluție, am căutat o soluție și am găsit pe oamenii de la DKV, care sunt oameni care, de atunci când ai flotă, te ajută cu carduri de combustibil la care, cu care poți să alimentezi cam la orice benzinărie de brand din Europa, nu doar din România. În da. România, bineînțeles, practic ai un car care poți să alimentezi la orice benzinărie, frate. Sunt 66.000 de benzinării în Europa. Europa, da, unde poți să da. plătești. De Deci, astea? Orice benzinărie cu nume, practic, da. ca nu ideea de cartier, de sat, de whatever, gigel, de petrol, serele, orice altă benzinărie poți să oprești, aproape orice altă benzinărie poți să oprești să, să alimentezi, la fel am făcut și noi. Practic fiecare mașină din flota noastră a avut un card de cave. Implicită electrica, pentru că ea are un card de cave albastru care poate să alimenteze, să, să, încarce pur și simplu, dar am avut acest card de cave cu care fiecare practic a oprit și a alimentat atunci când a avut nevoie. Exact. La orice fel de benzinărie. Asta ne-a scos logistic din multe, din multe probleme, pentru că, repet, să ne regrupăm, așa am făcut până acum, în da. Ne regrupam la o benzinărie și la băgam, și făceam aia ca să nu plătim de 100 de ori 100 de bunuri băgam pompa, trecea, ștăteam în coadă, scoteam și continuam alimentarea. Da, practic ca. nu închideam alimentarea. Da, dar era un, un heirub dintre ăsta în pompă, o nebunie de genul ăsta. Care era era cu spatele. Era un balet, <laughs> da, exact, în funcție de unde e, de unde e bușonul. Și atunci, cu, cu cardul ăsta am rezolvat toate problemele. Adică a fost foarte, foarte simplu și le mulțumim oamenilor de acolo, pentru că chiar au ajutat. Adică din Bine, și probleme. asta e numai un fel, suprafața, vârful de iceberg, că dacă ai cardul ăsta și care ai flot în administrare, Poate să fie cu curierat, nu știu ce faci tu cu flota, nu contează. Transport. Poți să pui limite pe carduri, poți să vezi exact ce încă, cât s-a alimentat unde, poți inclusiv să primești la două săptămâni sau la o lună direct date contabile cu ce s-a făcut, ca să nu mai stai să faci și, și alea. Da, ca să nu primești șapte mii, de fapt. că e. nu doar alimentezi. Da, poți să mergi servizi. la da, poți, exact. poți exact. să -și cu cardul. E practic da. un card de servicii. Plus că poți să speli mașinile în benzinării, pe unde poți să plătești cu da. adică sunt mult. Nu poți să-ți apă, nu poți să-ți cole și alte nebunii de genul ăsta, dar în rest, cardul ăsta acoperă cam toate nebunile, ceea ce e foarte, foarte tare. Uh, și apropo de cine ne-a ne ajutat în acest tur, în drum, am avut asistență rutieră de la 9695. Uh, încă aveți asistență rutieră până la finalul lunii mai, uh, dacă folosești autocritica 10 pe 9695 ai practic o reducere de 10% la orice pachet de asistență rutieră. De ce e bun un, un pachet de asistență rutieră pe care poți să-l iei pe un an, apropo, sau pe 15 zile, dacă vrei să mergi doar în vacanță, mergi cu mașina în afara țării, oamenii ăștia îți acoperă toate problemele pe care ai putea să le ai. De la pană, la pui benzină greșit, la zim chestii care ți mobilizează mașina. Toate chestii despre Acreden, care crezi că nu slovitură. se pot întâmpla ție. exact, da, s-a stricat mașina, whatever, toate astea se acoperă sunt la 9695 și oamenii ăștia vin și... Te o duci la hotel, dacă... Da, da exact. Sau îți dau mașină. Și mașina aer... ironic și fericit în același timp, în turul asta nu s-a întâmplat nici, exact, niciun da. paraclis, nici o pană, nimic da. nimic. da, păi așa se întâmplă. Până acum am mai avut. În fiecare tur am avut câte o pană, câte am avut și pană de intrare cu flancul cu sport. Și pană de mașină. Plan, pană cu de mașină, cu totul. A da. intrat un băiat în noi la un moment dat cu vreo 2-3 ani, dar acum chiar n-am avut nimic. Adică tot, a, am avut la un moment dat, un martor, un senzor pe o anvelopă, dar ne-am dus, am, am zis, o, a venit panamul. Fii atent că a venit bine și bucuram. Era un, un pui de pană. pană. Era un pui de pană. Nimic. Nu, a fost o depresurizare, pur și simplu, s-a rezolvat foarte repede. S-a relaxat și o da, Exact. Deci le mulțumim celor de la 96-95 că au fost alături de uh, Carzen Roots, Michelin, Grecia, uh, chiar dacă n-am avut nevoie de ei, dar știi cum e, e ca o asigurare, prefer să n-ai nevoie bine să știi că da. ești relaxat dacă, dacă, nu ai nevoie de ei. Și vă ziceam de mașina electrică și de faptul că a alimentat de, a încărcat fără probleme. Bă, da. Avem stații de încărcare rapide în Grecia, ceea ce nu s-a întâmplat cu 2 ani. Tu anul trecut ai fost cu mașina în Grecia. Da. Eu am fost cu 2 ani cu mașina în Grecia. Și mă duc și anul ăsta. Și mă și anul ăsta, bineînțeles. E, până anul trecut, în Grecia stațiile de 50 erau cam vârf, 50 de kW pe curent continuu. Da? Erau vârful absolut de tehnologie pe păi, electrice. Acum, oamenii de la PPC, în rețeaua PPC Blue, au pus stații de 300. Deci avem stații de 300 în parcările Ikea, mai ales. La în, Larisa. În Larisa, în, în Salonic. Salonic. În, Așa, și în Salonic. În lângă, da. lângă Atena. Adică, cumva, dacă, implic, dacă ai de -a mers undeva în Atena, nu-ți multe încă, da? dar sunt puse bine, adică sunt puse uh, corect. Dacă trebuie să ajungi în Atena, nu ai decât să alimentezi, din, să încarci, încarci. Pardon, câte 15 20 de minute, în funcție de mașină, 30 de minute poate, dacă mașina ta nu poate să adune, să aducă atâta uh, energie, dar poți să încarce de repede uh, și te duci mai departe fără probleme pe drumul tău, pe autostradă. Uh, S-au salvat niște vieți acolo, pentru că mașinile electrice acum chiar pot să funcționeze. Așteptăm și mai multe, dar uh, sunt foarte multe oricum și ajută, sunt puse bine, asta e partea bună. Plus că din ce am observat, nu știu dacă ai observat, dar am avut, fără să ne plănuim asta, și noi am aflat că, că vom avea un safety car electric foarte târziu în proiect, când deja aveam făcut tot traseul, aveam toate hotelurile bifate. Nici nu mă interesase dacă hotelurile, și acum it's not a job, deci chiar nu mă interesase dacă hotelurile alea stații de încărcare. Păi și aveau toate, nu? Aveau toate, a. frate. Toate au avut stații de încărcare, cu excepția celor din Salonic. Cel din Salonic, ultimul, în oraș, în mijlocul orașului, unde e destul de complicat să, să schimbe acum niște lucruri, dar am vorbit și cu ei, s-ar putea să-și pună Acum, stații. ca să glumesc, în Salonic am căcat cu veu. Aia <laughs> este, no? da, exact. Dar toate celelalte hoteluri, că, am, că vorbim de Zornița, în Bulgaria, că vorbim de Acrotel Atena Palace, în Halkidiki, că vorbim del de Mare Siuț, în Glifa, adică, Avincie, la mijlocul în revede, centru, și la Vinci, din nou, la Vinci, lângă Atena, ce hotel e ăla, bă, băiatule? Ce hotel e foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult la Vinci. Care v-a plăcut cel mai mult, doi? Zonita. Ia, bravo, am mers în Grecia și ăsta i-a plăcut în Bulgaria. Nu, pe mâncare și pe alea mi-a plăcut, mi-au plăcut două, mi-a plăcut Vinci și mi-a plăcut cel din Salonic. Da. Iar pe vibe așa și cum arăta și peisaj mi-a plăcut ăla din Glifa, de lângă Feribot. Del Mare? Da. Era mai down-to-earth, așa, ăla. Da. Boutique, hotel era, mic, așa, era butic. da, așa, apartament. Dar, de exemplu, la, la Vingii puteai să mănânci mic dejun la cină, la bufetul ăla, că mai aveau chestii. Adică dacă vrei să vii să stai să te îndopi, stai loc. acolo și ai chef Vinci de omletă de... seara, iată. E hotelul în care a stat lângă Atena, Uh, un hotel foarte frumos. Sau dacă nu, la 20 de km mai încolo, eu știu eu un restaurant cu o stea Michelin și te -mi poți duce, dacă nu ești pe de-asta. Da, exact. Uh, și restaurantele au fost foarte mișto în turul ăsta. Adică mie mi, s-a părut foarte tare, mai ales, uite, chiar ultimul restaurant la care am mâncat. Nu ultimul, a fost valuri, Era salonic? Ăla, ăla. ăla da, șapte, da, 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 Incredibil de bună mâncare. Și aici. vezi că noi am fost în ziua aia la prânz, independent, să mâncăm pe o tavernă, știa ce pe Mihai da, fotograful care s-a ocupat de pozele din tur și blană și acolo, ce crezi, așa, random, într-o piață. Tare. Da, am mâncat la, a fost un amestec așa de restaurante gourmet, foarte scumpe și, bineînțeles, taverne, a, că n-ai cum să le eviți. De asta am și avut probleme să plătim cu cardul, să luăm facturi, imaginați-vă, prin 18 oameni la tavernă, n-am înțeles să Dar le programasem dinainte, ca să fim siguri că totul se poate întâmpla și e ok. Uh, da, mie mi-a plăcut, uh, mi-a plăcut ăla din, din, Ah, sala. și restaurantul de la hotelul din Harkiriki, Limone? Se limonii, la da. fel, și ăla. Limonii. Da, limone. Foarte limonii. Bun. Da, Foarte bun. Dar foarte bun și implicit, băi, uite, chiar dacă a fost cumva ultima oprire, așa, ăsta din lângă Sofia, am oprit la o pizzerie sau nu Bine, știu era ce, un, era un pic care că pe italianu' ceva. Da, exact. Foarte tare. Adică chiar... S-a făcut o selecție frumoasă de restaurante, găsi, Cine, le pe automatică. Cine cita, cine, cine cita da. da osteria, osteria, italiană. Osteria italiană. Le găsiți pe toate, în articole dedicate pe Autocritica, și restaurantele, și hotelurile. la care am stat ca Deparat, să. Separat, un articol e, pentru evident. fiecare. Adică, nu? E evident. Acum trebuie să-i salutăm și pe prietenii la, de la BT Leasing, pentru că oamenii au fost alături de noi, au fost Green Partner-ul acestui tur, uh, pentru că oferă, practic, servicii produse de, de leasing pentru mașinile electrice și hibride pe care le-am avut și noi în tur. Sunt niște pachete speciale dedicate acestui tip de mașini. Uh, pe, pe căutați, căutați pe BT, BT Leasing, și sigur o să găsiți acolo oferte pentru mașinile pe care vreți să vi le achiziționați, că ele sunt hibride sau electrice sau cu motoare tradiționale, să zic așa, benzină sau diesel. Motoare vechi. Și tot alături de noi au fost oamenii de la server config pe care le-am mulțumit deja că s alături de noi de mult și în podcast și așa mai departe. Mersi pentru prezența scenică și pentru susținere, le mulțumesc și celor care au fost alături de noi, adică invitațiilor care au venit acolo și ce-au luat 9 zile din vieți ca să, să îi omoare creierii lui Rus pe de o parte e, okay. și să scrie despre ce s-a întâmplat acolo pe de altă parte. Ar mai fi ceva de spus? Am ratat ceva? Nu. N-am ratat nimic. Hai mă că ne-am făcut. Ia el, mas, Ia -sas. Ia mas. Ia Iamas. Ia mas, mă. Iasas, Iasas Carimera, Iamas că Iasas, nu știu, eu Iasas a fost. La Iasas, Iasas -a, zicea -a, Andy la, Andy da, da, Iamas zici când ciocnești. Iasas. Iasas zice el, salut, salut. Iamas, da. 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 În fine. Bine. Atunci bine. E bine. ok. Pai, n-ai cos. Pau până tine tine câștigat și A câștigat uh, campionatul. Um... Campionat se nu? A câștigat, da, Răzvan da. Lucescu. Pau Xalonic. Vezi, mă, am trecut în Salonic, deja am schimbat istoria. Am văzut și stadionul. Hai, hai, A intrat, a intrat Glorian <laughs> Lingantei? Gloria buză. Da, buză. Nu știu, Gloria are baraj pentru Liga 2 acum. Să știi. Da, nu știu, întreb. Nu, nu, nu știu că era de... ceva bătaie acolo pentru să intre în Liga 2. Da, era bătaie, dar de altă natură. Da. Din păcate. da, Cam asta a fost a fost Carza Roads. nouă ne-a plăcut foarte mult povestea de acolo. sper că v-a simțit și voi bine, Chit, că am fost un pic obosit la final, dar așa e. Că se așa simăcește. e viața. Se merge, se vede, se mănâncă, da, se și muncește. De ce râzi, mă? Râd, mă, că mă uitam pe aplicația de health de la iPhone și mi-au dispărut două zile din Unde, ți arată somnul? Nu, mai nu -am, mai două zile, anilica, da, uf, am două -a zile, n-am două zile. Dispărut, da, știu. Pe bă, poate l-ai scos și l-ai pus pe da, noapte. am avut și eu trei, am avut trei zile consecutive la care am acolo la patru, deci cumva... Patru ai. după amiază. Cum ar zice, <laughs> alzi, <laughs> cum ar zice unii, domne, n-ați fost în tare să faceți treaba în timp. Așa că, da. Ai, să de ce nu dormeai la ora Exact. Asta e tu de două zile dus în toți. Da, normal. <rătări> <rătări> Cu V-uri. Așa. Avem și știri sau nu avem știri? Nu, -avem. nu -avem. Nu, avem. nu avem știri. Nu s-a întâmplat nimic în lumea autodoamnelor și știm. domnilor. Nu. Despre adică asta e vorba. Dar lumea poate să intre pe autocritica, că sigur s-a întâmplat ceva. Au scris băieți. s a fi întâmplat, am fost. dar n-am fost noi pe fază, să zic așa. Uh, au fost niște niște lansări, niște noutăți, dar nimic major, nimic uh, disruptiv, cum ar zice englezii. Da, așa exact. că le lăsăm da. pe următoarea dată, atunci când ne vom vedea uh, la următoarea ediție acestui minunat, extraordinar, excepțional, intergalactic podcast. Mersi mult, domnul Rus. Încheie okay, to tot ce? cu chat GPT. Nu vrei să închei. Închei cu, înche cu chat GPT? Da, închei. Bine, aresima. mai aveam rubrica lui dacă am mai ajuns ceva până aici. Că eu m-am pregătit. Păi ai zis că nu avem știri. Păi nu e știri. stai, păi mă, că stricăm... A? Ce? Dar să dacă vezi. Zic nu, cu tata, zi cu tata. Zi, 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 zi până nu Dacă ți-ai făcut tot tu zi. Pe cine să o facă? Nu e rubrica mea? Păi ba da, e rubrica lui mă, dar nu știam, am crezut că vorbim doar de tur, uite, asta Păi nu mă, dar zic dacă veți, dacă veți, nu. te rog, zi. până îi spun eu, până fac eu aici cu ce Cu ce nume de marcă asociați denumirea Flying Spur? e, ce e întrebarea asta? Păi zi. Fi șmecher. Zi. Deci, bă, mă dai, nu? Zi. Uite, atent, nu Nu, ce să-ți dau, zi. Așa, cu ăia. Cu... Așa, zi, și știu. Păi tot ăia. Care? Aia, aia. Bentley. Cu Bentley. Da. Bine, nu. e adevărat. A. E adevărat, a. dar a existat <laughs> și un Rolls <laughs> <Los laughs> Royce cu denumirea asta. Așa. Uh, lansat păi de... da, mă, dar Rolls și cu Bentley au fost la un moment dat... Da, mă, știu, au fost... Bentley Așa. a fost al Rolls Royce, exact. Practic, până au cumpărat o Volkswagen. Exact. Care a biduit mai mult decât grupul BMW, apropo. There you go. și i-au luat. Dar nu despre asta e vorba, este vorba de faptul că pe 20 mai 94, Rolls-Royce lansau un model care se numea Pam Pam Flying Spur. Ok. Da? Bun. Feche A fost nu primul Rolls-Royce din istorie cu... Da, nu. Așa. Va, primul rolls din istorie cu motor, cu turbo. Motorul era un V8 de 6,75 de litri, adică 6 litri și 3 pe 4, cum îi mm -hmm. place britanicul mm -hmm. să exprime și din de ea. Uh, venit de la Ghisce, de la un Bentley de la Continental Turbo Air. La momentul respectiv avea motorul de serie cu cel mai mare cuplu, undeva la 750 de Nm și accelera toată hardughia aia de Rolls 2 să avea mașina 2,6-2,7 tone de la 0 la 100 în vreo 6 secunde, mare, 6 dar... secunde și ceva, cam așa. Cu roți spate și automată cu 4, 4 tepte. S-a vândut în 134 de exemplare, produse din 94 până în 95. Trebuia să fie 50, de aparent lumea care a primit-o bine. Și cam atât. Azi e 20 mai, lansat în 20 mai 94. Doamne ajută! Iar apoi e? în 2005 a venit Bentley Flying Spur, care e și acum în producție. În continuare. Iar motorul ăsta a fost, a fost, în producție inclusiv pe Bentley Muzan. Deci până acum 10 ani motorul ăsta exista, ca idee ele a apărut, bine, tot îmbunătățit, dar i a apărut undeva când părinții noștri erau în liceu. Și a tot primit chestii și mătății și a stat până, până, acum 10 ani în producție, efectiv o mașină relativ modernă, mozana a ieșit din producție, a ieșit și motorul, nu mai, nu mai există. Vremurile uh, roman, deja romantice ale industriei auto. Hai, nu. Păi mulțumim pentru o story, domnul Rus. Cum da, era noastră. să ratezi fix da. povestea asta? Și costa 225 și de dolari. s-a întâmplat fix când noi filmăm azi. da, pe 20 mai 94 s-a lansat oficial Volkswagen uh, Flying Spur. Noi filmăm pe 20 mai 2024. Exact. Deci 30 de ani. 30 fix, de ani în, în cap. cap. În la De ce datului? Cum ar veni? la mulți ani de ce a fi da, la mulți ani decedatului. Decedatului. fiind spuse? A, ah, nu l-ai întrebat, nu? Ce? Să-ți încheie emisiune. Nu l-am întrebat. Bine, nu. Vrei, vrei să-l întrebăm? Hai, nu, încheie. Da, mă, că-l întrebăm acum. Fă încheiere, fă încheiere. Acum, nu, 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 stai mă, stai mă, stai s-a adormit. Ia. Ia. Can you generate an outro for Autocritica Podcast, please? Here's an outro for the Autocritica podcast. That wraps up this episode of the Autocritica podcast. Uh, we hope you enjoyed our deep dive into the latest happenings in the automotive world. Stay tuned for our next episode in two weeks where we'll bring you more insights and updates. Don't forget to follow us on your favorite podcast platforms and visit server.config.ro for all your digital solutions needs. Until next time, drive safe and stay curious. I hope this fits well with your podcast style. Da, tati, e ok. Stai. Păi și Eu mai vin data viitoare sau? De ce, Mai aveți nevoie de, de mine? Păi de poți să întreb ce, ce s-a întâmplat în 20 mai... Nu, ca să știu, dar nu pun da. Poți să-l întreb? Vreți? Întreabă. Poate Întreabă. Ia. Ia. Yeah. 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 Bine, e cumva prea. Can prea. you give me a glimpse of what happened in the automotive industry in 20th of May some year before this? Thank you. știe mă ăsta. Hai gata. Gata. Arăt. Hai rămâne mă. Rămâne mă. Dau de volut, da, pe da? minut, <laughs> dau de volut, da? Hai. Rămâne ne auzim. Okay. Mulțumim. Dar gata, gata, șeful, e ok. Liniște. Ha. Mulțumim. Te-a da, gata. Da, da. Hai, bine. Gata. La revedere. Mersi, domnul Șo. Ciao. pa. Ha.